După multe discuții și dezbateri, stadionul municipal Solovan și sala polivalentă din Sighetu Marmației au trecut până la urmă în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighet. Până acum, cele două baze sportive erau gestionate de Serviciul Public de Gospodărire Urbană. Proiectul a fost votat în unanimitate, urmând ca stadionul și sala polivalentă să treacă în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmației, începând cu data de 1 ianuarie 2023. Este vorba de cele două imobile care au activități destinația activități sportive, vorbim de sala polivalentă și stadionul municipal Solovan. La articolul 3 o să am o propunere de, o să discutăm și data de la care vom transmite aceste imobile în administrarea Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmației. Am avut o discuție și cu directorul de la Urbana, care a avut o propunere, zic eu, pertinentă, începând cu 1 ianuarie 2022 pentru a încheia și anul calendaristic, 2023, mă scuzați, pentru că chiar și anul bugetar, pentru că la acest moment ei sunt cei care gestionează acolo activitatea și suportă cheltuielile de întreținere a bazei sportive. Ar trebui să ne gândim în situația în care bazele sportive vor trece în administrarea Clubului Sportiv Municipal să alocăm bugetare și pentru susținerea acestor baze sportive. De asemenea, sperăm să putem realiza o investiție sau o parte din investiții la sala polivalentă. Am achiziționat recent centralele pe gaz. Va trebui să modificăm și instalația termică, precum și suprafața de joc și alte lucrări se impun acolo. Nu știu dacă vom reuși în acest an, dar măcar să începem să reabilităm sala, să o aducem în folosință atât a CSM-ului, dar și a iubitorilor de sport din municipiul Sighetu Marmației. Acest proiect l-am mai susținut și data trecută, am discutat atunci foarte mult, a fost, cred că, o oră și ceva să discutăm pe marginea lui. O să spun pe scurt avantajele dacă acest stadion merge în administrarea celor de la CSM. Vom avea o oglindă clară a ceea ce se cheltuie cu stadionul. Deocamdată nu știm exact care sunt cheltuielile cu stadionul și sala polivalentă, mă rog, acolo cred că mai sunt cheltuielile, nu se folosește. Respectiv, vor avea și o autocenzură cei de la CSM în sensul de a consuma gaz și apă. Cât timp plătește Urbana, cei de la CSM lasă robinetul deschis și lumina și căldura să meargă non-stop, pentru că dacă ei nu plătesc, nu au nici dorința de a fi eficienți sau să fie chipzuiți în ceea ce fac. Ține minte că am discutat de bazinele alea de mii de litri care se încălzesc în fiecare zi și la Urbana, când vine factura de curent, se ia de cap conducerea societății și atunci, practic, cheltuielile vor scădea per total. Dacă ei vor fi mai chipzuiți, vor cheltui mai puțin bani cu curent, încălzire, apă. Și atunci la Urbană nu le mai dăm partea de utilități și le dăm dincolo la CSM să-și achite utilitățile. Dar măcar știm clar cât ne costă acest sport în Sighet, că noi nu știm astăzi cât ne costă. Noi dăm un buget, îmi da 600 și ceva de lei, îmi da 650 de lei după promovarea echipei. Dar cheltuielile materiale la ei nu le cunoaștem. În afară că știu părămin și tricouri, noi habar n-avem, că vrem să știm măcar cât ne costă sportul ăsta. Ne costă 15, 1 milion jumate, 2 milioane de lei, 4 milioane de lei, nu știm, nici ca la Mara Nord, nici acolo nu știm cât ne costă. Numai plătim când vine final. De aceea consider foarte utilă promovarea și noi comisia am considerat foarte utilă adoptarea acestui proiect de hotărâre și mi se pare foarte de bun simț la 1 ianuarie că atunci devin lucrurile mai clare și vom merge cu un buget altul al anului următor. Nu mai afectăm anul ăsta restrificări de bugete. Mulțumesc, aviz favorabil. Deci vreau ca acest CSM să funcționeze cum trebuie. Eu m-am săturat, cum am spus, de ciobărăși. Eu vreau să văd aici pe ecranul ăsta, de aceea de ecran, și vreau să văd ce face sportul din Sighetu Marmației, cât se consumă tot contabilitate, tot absolut impecabil fiecare lucru. Este aparține de acest oraș, vrem să se dezvolte acest sport și toate sporturile din Maramureș și ce aparțin de noi, dar vreau să văd că este organizație, este înțelepciune, este disciplină sportivă și este valoare. Deci degeaba stăm și uităm, ne spun două, trei date așa, trei aruncate din așa și ce înțeleg din treaba asta? Cu ce idei pot să vin eu să-i spun, domnule, la sportul ăsta pot să contribui cu tare? Pentru că și noi putem să contribuim ca nivelul lui. Avem o groază de relații în sănătate, putem să facem echipă, putem să facem niște treburi care să fie competitive, valoroase pentru acest oraș.
Dar așa, dacă este o descriere de asta, așa ca la clasa a treia, pe mine chiar mă enervează și mă jignește. Adică e o treabă pe care trebuie să o văd că funcționează. Și vreau să văd cine e directorul acestui, cine e comitetul de conducere acestui club și acesta să vede fața Consiliului Local să prezinte tot ce trebuie aici pe cartă. Avem stigură toate socoteale moderne. Deci sunt de acord. Sunt pentru. Și vreau să-i văd că funcționează cum trebuie. Am discutat și în 27-a, 4-a, 2022 și în 9-a, 5-a, anul curent. Urbana funcționează din anul 2013, dacă nu așel. E clar că urbana trebuie reorganizată și în privința bazelor sportive. E nevoie ca transferul celor două baze sportive să se facă către CSM cu două persoane de la urbana, care să administreze, fix stadionul. Proiectul pe care îl avem noi astăzi în fața noastră vorbește despre o administrare juridică și nu una fabrică. Cine va administra parcă? Cine va face contractele? Cine va face chitanțele? Etc. În acest moment, exemplu, sala polivalentă este o ruină. Dacă ați fost o vizitați. Da. E adevărat că la nivel național e un model de bună practică ca bazele sportive să aparțină CSM-ul cluburilor. Dar sunt și excepții. Ne-am interesat la Baia Mare, stadionul municipal, aparține tot de serviciul de gospodărire al orașului. Și funcționează foarte bine. Se face filă bugetară la parte, se știu exact cât se cheltuie și se dau bani. Deci nu asta e problema, că urbana nu mai poate să ducă stadionul și e obligatoriu să treacă la CSM, CSM care nu are o anumită experiență pe așa ceva. Trebuie să luăm în considerare și acest lucru. Dacă ne gândim altfel ca și o provocare pentru CSM, pentru Consiliul de Administrație, pentru domnul manager, ca și o provocare pe viitor, însă, atenție, nici o bază sportivă nu se poate autofinanța. Deci, în momentul în care adoptăm acest proiect de hotărâre, vom face buget separat. Avizul de principiu este favorabil. Am ajuns la concluzia că ar fi, până la urmă, interesul întregului oraș să se gestioneze de către CSM ambele locații. Și dincolo de stadion, e cam singura șansă prin care noi putem redeschide sala polivalentă. Asta trebuie să înțelegem. Situația în care este acum sala polivalentă, nu putem menține tot așa. Și la fel, să nu uităm un lucru, dacă se va redeschide sala polivalentă și stadionul, până la urmă, vor produce venit. Trebuie să ne gândim și la aspectul ăsta. Deocamdată, dacă e închis. Și, bineînțeles, trebuie să ne gândim foarte bine, ca perspectivă, să ne pregătim cu bugetul necesar pentru funcționarea, da, CSM-ului în aceste două locații. Există variante, da, se vor defalca banii, cheltuielile care ne face PAN la aceste două locații, bugetul care va fi prins în anul viitor vom ține cont de aceste sume. Nu le vom mai aloca către PAN, le vom aloca către CSM. Deci lucrurile pot fi făcute și foarte transparent, dacă se vrea. Că există o problemă la nivel de urbană sau că așa o percepem noi, asta e o altă discuție. Dar avem dreptate, domnul Petrovai, trebuie să ne gândim în perspectivă și să alocăm un buget pentru funcționarea CSM-ului în aceste două locații. Și, bineînțeles, și vor fi și cheltuieli de personal suplimentar. Vom vedea la acel moment de unde vom lua personalul respectiv. Eu zic că dacă am vrea, am putea să găsim soluții. Sau nu? Actualmente avem o singură persoană care se ocupă de stadion. Este un bătrân, Toni, pe care știți, ajută și el. Iar la partea de curățenie avem o femeie de servici, care, îngrijitoare, care deservește mai multe obiective. Piața, urbana și încă vreo două, trei obiective. Referitor că la polivalentă. Păi sala polivalentă acum se începe la manager. Bazinul de lot e clar că... Bineînțeles că va trebui suplimentat. Vorbiți așa, nu există. Domnul Petrovai, la vremea respectivă, va trebui suplimentat, normal, că nu pot duce de la urbana de la asfalt să stea la sala polivalentă. Și vreau să vă spun și asta chiar un semnal de alarmă. De la urbana pleacă luna, unu sau două persoane. Una sau două persoane, vedeți-mă. Pensie sau își găsesc alt loc de muncă.
Dar nu salariul rămas, la muncitorul rămas undeva la 2400-2500. Credeți-mă, în fiecare lună pleacă un sau doi oameni. Într-adevăr, orice proiect de hotărâre poate să aducă date suplimentare de la etapă la altă etapă. Într-adevăr, la data când noi am discutat acest proiect, nu era calificată echipa Liga 3-a. Și noi, amintiți-vă, am spus că suntem oameni de cuvânt și dacă echipa nu se califică, o desfințăm, așa am stabilit cu toții, dacă se califică, o finanțăm. Adică, cum rămâne, o spunăm. Cam asta am spus cu toții și trebuie să ne ținem de cuvânt. În principiu, dar de la data când noi discutam despre acest proiect de hotărâre, nu știam care este altă echipă. Nu știam ce se va întâmpla, dacă se califică sau nu se califică. Ma, trebuie să ne asumăm că până la urmă, dacă turismul ne ținem de cuvânt și căutăm și resursele financiare. Altfel, rămânem doar cu ideea că noi promovăm sportul, dar nu facem nimic acum. Oamenii au făcut performanță, s-au calificat, joacă acolo, am zis că sunt într-o mată de taxe, de, eu știu, alte avize care trebuie să și le obțină și să fim flexibili când se schimbă datele problemei. Adică să înțelegem anumite date concrete care apar. Mai ales că am înțeles că au probleme și în ceea ce privește, eu am avut discuții cu domnul Puști, în ceea ce privește facturi care sunt de plătit. Eu știu cheltuielile care nu sunt controlate în momentul de față acolo, trebuie să fie totuși evident. Eu vă spun acum aici, n-am nimic. Sunt dacă noastră și eu o să fie la cata asta. Domnul Opriș, mi-ați consumat 50.000. Domnul Opriș va consuma la anul 3 miliarde. 3 miliarde, vă spune tot ce de la 3 miliarde în sus, sub 3 miliarde nu scade. Salariile la urbană, tot aia o să fie. Care sunt anul ăsta, o să fie indexare cu 20% și o să fie pusă în buget de la începutul anului. Așa cum le pune. Și apoi dacă pot face ceva, pot, dacă nu mai subcontractăm, mai dăm la ăla, mai dăm la ăla și nu vă îmbrăcinați să puteți da bani pentru... N-are cilindru, n-are să-și curăță zăpada nimeni, n-are un autogredă, n-are nimic. Mă bucur că sportul naște atâta patimă în rândul dumneavoastră, înseamnă că vă interesează. Aș vrea să răspund repede la toată lumea. Să încep cu domnul Bodnar. Domnul Bodnar, Clubul Sportiv Municipal are o normă jumate. O persoană jumate lucrează în momentul de față la club. Site-ul clubului este foarte bine documentat. Avem în fiecare an un raport de activitate financiară și sportivă care îl depune, cât și la Consiliul Local. Puteți să-l citiți, eu spun că e destul de transparent. Merg mai departe. Vis-a-vis de trecerea bazelor sportive la Clubul Sportiv Municipal. Nu are nimeni o baghetă magică. Ca să meargă bine, cum a spus și domnul Tomșa, la care îi dau dreptate, ai nevoie de bani și personal. Tot timpul când sunt bani și personal, putem să construim corect, cinstit. În momentul de față, la o normă jumate și zero buget la bazele sportive, cu siguranță sunt șanse să fie mai rău ca la urbană. De la 1 ianuarie. Dacă de la 1 ianuarie considerați că vom avea o organigramă care ne va permite să dezvoltăm aceste baze sportive, sunt povești o persoană sau două la două baze sportive. Nu la stadion. Deci, și două persoane la stadion, având în vedere volumul mare, stadionul nu deservește doar echipe de fotbal, eu zic că stadionul deservește comunității și celor care aleargă pe pistă, cetățenilor plătitori de taxe. Și atunci, da, sunt pentru, este o provocare pentru mine să se treacă aceste baze sportive, dar trebuie să ne asumăm împreună atât baza materială cât și organigrama pentru bazele sportive. Cât ceea ce înseamnă primul punct, să avem un birou unde să ne desfășurăm activitatea profesională. Numai puțin, vreau să fac o paranteză. La stadion, dacă ați fost, există doar vestiare și grupuri sanitare. În momentul de față ne desfășurăm activitatea în magazia primăriei, camera tehnică. În viitor o să mergem să ne desfășurăm în vestiar. Nici o problemă, e un progres. Domnul Iuga, numai puțin. Camere de cazare, nu, ați fost dumneavoastră la cameră de cazare. Credeți-mă că la 1.90 dau cu capul în tavan. Dacă dumneavoastră credeți că în camerele de cazare poate să vină o delegație, mergem și acolo. Bun,
Domnul Iuga, în ceea ce înseamnă protocolul, protocolul încheiat de Clubul Sportiv Municipal cu AFC Viitorul, este foarte clar, nu e nimic ilegal. Noi, ca și Club Sportiv Municipal, ca să participăm în Liga 3, ceea ce ne-a v-ați asumat împreună, noi trebuie să avem grupe de copii și juniori. Consiliul de administrație, din care eu nu fac parte, face parte trei persoane desemnate de Consiliul Local și două desemnate de instituția primarului, au stabilit ca pentru anul acesta să facem un protocol cu AFC Viitorul, prin care noi ne obligăm ca și club să punem la dispoziție la cele două grupe care sunt ACSM-ului activitatea competițională, infrastructura.